A fi recunoscători înseamnă nu doar să ne exprimăm aprecierea pentru ceea ce primim, ci și să recunoaștem eforturile, sacrificiile și contribuțiile celor care ne-au influențat viețile în mod pozitiv. Este mesajul pe care l-au transmis reprezentanții Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad cu ocazia Zilei Recunoștinței Universitare. Actualii profesori ai Instituției de Învățământ Superior și-au exprimat aprecierea față de personalitățile care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și prestigiul instituției, precum și la formarea multor generații de studenți. Este un moment în care cinstim toți înaintașii, profesorii care au înființat această școală, care au dezvoltat-o, făcut-o cunoscută și în același timp omagiem profesorii din prezent, cei care asigură bunul mers al școlii în momentul de față, cei care duc mai departe faima universității noastre. Felicit în primul rând pe domnul rector Jitereanu și conducerea universității că reușesc să pună pe scenă nume mari ale școlii agronomice Ieșene, parte din ei în viață, parte din ei trecuți în lumea de dincolo, dar fiecare dintre ei lasă și s-au lăsat o amprentă în școala agronomică ieșeană. Îi felicit pe cei care s-au ocupat, le doresc sănătate celor care persistă și să dea Dumnezeu ca și în anii care urmează să putem duce acest eveniment. Evenimentul a fost completat cu momente artistice de excepție susținute atât de către elevii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă, cât și de către artiști consacrați, cum ar fi cei trei tenori ieșeni. Oamenii spun că ținul mai e bine, de-aia ar fi normal să nu te se refine. E o bucurie și o onoare să acceptăm această minunată invitație a Universității de Științe ale Vieții, una dintre universitățile emblematice, nu doar ale Iașului, ci și ale României. E o bucurie să putem participa la această sărbătoare alături de întreg mediul academic, de oficialitățile orașului, dar mai ales de oamenii ce vin să-și dedice viața atât predatului cât și învățatului. Și asta e o mare bucurie pentru noi, să putem crea această punte între cultură și educație. Intorno al creato un giapar e tu non di destino l'amaro mi sto qui dolente a cantar. Evenimentul Ziua Recunoștinței Universitare s-a aflat la ediția a patra.